Bine v-am găsit din nou, prieten, la emisiunea noastră. Iată, suntem din nou împreună cu domnul profesor Gheorghe Menci-Nicopski. Domnia sa este, ca de obicei, dispus să ne prezinte din nou cele mai importante și poate și cele mai puțin știute secrete ale unei vieți cât mai bune pentru noi români. Așadar, începe imediat pe șleau cu dr. Menci. Îl salut pe domnul profesor și mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Bine ați venit! Cu mare drag! Domnule profesor, mă gândeam în timp ce încercam să îmi fac un plan al emisiunii noastre de față, cum au ajuns unii dintre cetățenii noștri să ia decizii greșite, une dintre ele fatale sau pur și simplu având niște funcții unii dintre noi, din cauza unor chestiuni pe care o să le dezvoltăm puțin mai devreme, mai târziu, și anume faptul că pur și simplu o hrană ne la locui poate genera momente acute în care un om cu răspundere să ia o decizie fundamental greșită. Nu știu, nu merg cu gândul la până a declanșa un război, dar poate că ești, nu știu, șofer de tir și, sau nu, mai rău, poate că ești șofer de autobuz și din cauza faptului că ai mâncat foarte greu, poți să produci un accident. Poate că exagerez pe undeva, dar cred că există și un adevăr științific în anumite astfel de situații create de o alimentație deficitară sau greșită într-un anumit moment. O să vă rog pe dumneavoastră să intrați puțin în amănuntele unui astfel de subiect care mi se pare destul de interesant. Vă ascult. Sigur că multora li se pare neverosimil să existe vreo legătură între modul în care noi gândim, între modul în care noi ne comportăm, între starea noastră de bine, între, dacă vreți, starea noastră de relaxare sau starea noastră de furie. Dar știința documentează foarte clar că această legătură există. Și mai mult și mai grav este faptul că în prezent consumăm multe alimente, foarte multe alimente care au tot felul de aditive alimentari, unii cu efecte directe asupra modului nostru de a gândi și asupra comportamentului nostru. Unele efecte sunt imediate, altele ne creează o stare de fond, o stare generală, dacă vreți, care durează până la sfârșitul vieții noastre și se și agravează dacă nu ne corectăm stilul de viață și alimentația. Iată că aș putea să dau doar ca să nu consumăm foarte mult timp, doar câteva exemple legate de modul nostru de a gândi și alimentația pe care o consumăm. Iată, spre exemplu, substanțele din categoria glutamatului, glutamatul monosodic, agenți de sapiditate, agenți care fac alimentele să fie foarte gustoase, foarte savuroase și care creează dependență. Acest glutamat, dar și companionii lui, cum ar fi, spre exemplu, substanțe derivate din bazele azotate, acizi guanilii, guanilații, inozinații, și ei au efecte directe asupra modului nostru de a ne comporta și de a gândi. Glutamatul este o substanță care generează neurotoxine, excitotoxine în creierul nostru atunci când consumăm acele alimente. Pentru că glutamatul este unul din neurotransmițătorii importanți din creierul nostru. În momentul în care noi consumăm aceste alimente, glutamatul are efect, în primul rând, asupra memorării. Memorării de scurtă durată, deci nu mai putem învăța. Și nu mai putem să ne amintim lucruri pe care le-am făcut acum 2 secunde, 5 secunde, 10 minute și ne schimbă comportamentul, pur și simplu. Apoi, aceste substanțe intoxică creierul progresiv. Progresiv și până la urmă duce o stare de apatie, o stare în care ideația scade, nu mai putem să facem conexiuni. Deseori, vedeți și noastră, în evenimentele pe care noi le trăim zilnic, între ele trebuie să facem anumite conexiuni care sunt ascunse. Niște legături. Poți să depășești momentul. Da, nu mai poți să faci aceste legături, știți?
Și din nou viciază modul nostru de a gândi, de a lua decizii, de a lua hotărâri. Mai corecte. Pe românește ne cam prostim așa în anumite momente ale vieții. Da, dacă vreți să spuneți, da. Și în asta, sensul ăsta. În sensul acesta, bun, da. Glutamatul ăsta îl găsim în ce anume? Glutamatul acesta se găsește acum în zeci, sute, mii de alimente. Totul este să citiți eticheta. Dacă nu îl găsiți glutamat, o să găsiți 621, spre exemplu. Așa. Dar v-ați gândit glutenul. Glutenul din actuala făină, da? Și spun actuala făină pentru că vorbim și de actualul grâu, care nu mai este grâu de dinainte, grâu acela înalt, este un grâu pitic, s-a constatat că are niște efecte toxice și alergene. Și care modifică, chiar modifică modul nostru de a gândi și de a lua hotărâri. Și chiar creează dependență. Uneori, acest gluten este triggerul care permite apariția unei boli teribile, boală celiacă, despre care nu se prea vorbește, dar care începe să ia și în România, dacă vreți, avânt, ca să mă exprim așa. În anumite țări lucrurile stau și mai grav. Ce este boala celiacă, pe scurt, ca să explicăm telespectatorilor? Boala celiacă... Cum se ajunge la ea? Da, este iarăși o componentă genetică și este intoleranța la gluten. Nu intoleranța la grâu, care este ceva mai ușor, este intoleranța la gluten. Asta înseamnă că nu poți, practic, să consumi alimente glutenice. Asta înseamnă grâu, orz, ovăz, secară. Și derivatele lor. Derivatele. Așa. Bun. Boala asta celiacă, spuneți că a început, vine de afară sau acolo s-a descoperit, pentru că acolo industria alimentară a introdus, nu, foarte mult gluten în alimentația cetățeanului, din da. Acest punct de vedere, și care ajunge și la noi, da? Da, deci ea s-a descoperit pentru că acolo investigațiile sunt mult mai profunde. Chiar în Italia s-a ajuns, că, ceea ce este foarte bine, chiar de la naștere să se facă un examen nou-născutului dacă suferă sau dacă va suferi de această boală. Pentru că boala are și o componentă genetică, sunt anumite gene care, dacă sunt stimulate, nu, de acest gluten, dau această boală. Boala celiacă mai este numită și marele imitator. Pentru că, practic, nu are un simptom sau niște simptome foarte clare ca să spui un diagnostic cert. Ea se poate manifesta, cum am spus, ca o stare de oboseală trenantă, fără cauze. Adică te odihnești, mănânci, dar ești obosit tot timpul. Sau poate să, și de foarte mult, de foarte multe ori se manifestă ca tulburări de a stărilor de emotivitate, exact cum am spus. Acum ești în bună dispoziție, peste câteva momente ești furios, ești... Deci, trecerea bruscă de la o stare la alta. De la stare la alta, da, psihică și inexplicabilă altfel. Sigur că boala aceasta are în timp, nefiind tratată, efecte dramatice asupra corpului, pentru că practic distruge intestinul subțire cu acele vilozități și trecem la malnutriție. Se întâmplă un fenomen foarte grav, acela al permeabilizării mucoasei digestive, în special a intestinului subțire. Și atunci apar boli autoimune. De fapt, ea este o boală autoimună, non-imunoglobulinee, așa. Ea se descoperă de către medici foarte bine pregătiți sau iese la analiză? Cum e? Ca să știe deci, cetățenii bun, să-și pună problema, da. În primul rând, cel care are rolul cel mai important în descoperirea și acestei boli, dar în general la tuturor bolilor, este medicul de familie. Medicul, care, medicul care, de familie. Medicul, de familie, da. Medicul, cum era personal, în românește, da, generalist, așa. Medicul de familie trebuie să aibă capacitatea să dezvolte suspiciune și la această boală și să-i recomande pacientului și să facă niște analize specifice pentru boala celiacă. Sunt analize specifice, sunt importante. Absolut analize. Care spune, pe urmă științific, nu pe hârtie, da, ai boală celiacă. Exact, exact. Dar cel care trebuie să te trimite să faci aceste analize ar trebui să fie medicul de familie. Bun, după așa. Ce te investighează, după ce faci anamneza și toate celelalte, da, consultul, da. Așa, dacă se întâmplă din nenorocire această boală, atunci trebuie să renunți absolut la orice aliment
care conține gluten, chiar și în cantități infinitezimale, adică câteva, ca să spun așa, părți per milion din gluten poate să producă recădere. Adică în momentul în care suferi de această boală și tu ai tăiat o felie de pâine, da, care are gluten, evident, da, cu un cuțit, iar acel cuțit îl folosești să tai o bucată de carne care nu are gluten și care poți să o mănânci ca suferind de boală celiacă, este suficient acea cantitate infimă care s-a luat. Pare science fiction, dar da, e foarte important. E foarte important, este foarte puțin cunoscută această boală și familiile care au componenți care suferă de această boală, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, au mari probleme și este o boală care face ca să nu poți să socializezi, în sensul în care dacă vrei să mergi la un picnic sau la restaurant, trebuie să ții mâncarea de acasă. Da. Mâncarea trebuie pregătită într-un mod cu totul special ca să nu fie contaminată. Alimentele pentru această boală trebuie să fie puse pe rafturi separate și să nu sufere contaminarea încrucișată. Acasă trebuie să ai... ce complicat, da. Da, da, trebuie să ai o linie, să spunem, de preparare a mâncării separată de mâncarea pentru ceilalți. Dar această boală, de ce este? Pentru că duce la malnutriție, dar nu numai asta, se însoțește de diabetul de tip, se însoțește de cancere limfatice ale sistemului. Stați puțin, deci boala respectivă predispune la complicații de tipul Cum, sigur, așa este, da. Și practic îți distruge calitatea vieții. Deci la orice efort fizic. Deci are, cum am spus, marele imitator, mii și mii de manifestări și simptome care nu le poți încadra într-o boală dacă nu știi și dacă nu ți-ai făcut investigația aceasta ca să spună că ai boala celiacă. Și atunci, în momentul în care spune că ai boala celiacă, foarte clar se vede de ce ai aceste stări emoționale, spre exemplu, că vorbeam de ele, da, atât de... cum să-i spunem, ușor de... care se modifică rapid, bun, da? Dar există un tratament specific. Există un tratament special. Dacă îl urmezi cu strictețe, poți trăi o viață, dacă, să zicem, oarecum normală, deși, nu, da, ce ne-a spus, complicat. Sub aceste reguli de viață, da, dacă le respecti, da, boala este tratabilă. Este pur și simplu devii un om, cum a spus și dumneavoastră, un om normal, cu cele... câteva adendumuri că trebuie să iei mâncare. Deci, în ce constă tratamentul? Este un tratament aparent foarte simplu, dar extrem de complicat. Să eviți toate alimentele care ar putea conține gluten sau ar putea fi contaminate cu gluten. S-a dezvoltat o industrie. La noi este slab reprezentată industria cu... non-gluten, da? Da, gluten-free, da, alimente fără gluten. Și dacă ai mâncat numai acele alimente, ai avea o dietă foarte puțin diversificată și care ea însă și te-ar îmbolnăvi. Și dieta, da, ea. Da, pentru că nu, și în general alimentele acestea pentru bolnavii de boală celiacă sunt pe bază de orez, pe bază de cartof, care sunt prelucrați în fel și chip. Dar aici e și o treabă de nutriționist, sigur. Este o treabă de nutriționist. Eu chiar am scris o carte. Este printre primele cărți care există în România despre boala celiacă, dar este singura carte din literatura noastră care conține și rețete pentru câteva sute de alimente pentru acești bolnavi de celiachie. Dar problema este că foarte mulți, ca și în cazul altor boli, nu și-au descoperit această boală. Și atunci ei cred că sunt perfect sănătoși, dar, cum am zis, se întâmplă, să zicem, să ai o funcție importantă. Și atunci emotivitatea ta, hotărârile tale sunt luate și în funcție de starea aceea de moment care ți-o induce această boală. Și am putea da multe exemple. Dar dincolo de boala asta, mă interesează dacă există și anumite situații în care un aliment oarecum comun, să zicem, poate influența o decizie a unui om cu pârghii puternice de conducere. Dar, sigur,
pare exagerat puțin cum pun eu problema, dar mă gândesc așa, de pildă, cum ziceam, despre un șofer care, nu știu, a mâncat ceva care nu-i priește, nici măcar nu știe că nu-i priește, sau da, iată, un judecător dă o decizie greșită doar pentru că a fost prost dispus în ziua respectivă. Există astfel de situații acute care pot fi generate de un anumit aliment sigur că, sau nu? Sigur că există, sigur. Deși de multe ori nu sunt conștientizate sau nu sunt legate de o cauză. Iată, spre exemplu, anumite brânzeturi conțin niște amine biogene, niște substanțe de tipul histaminei, care pot da dureri de cap foarte puternice și ești într-o dispoziție evident, clar, nu? Fie că conduci mașina, fie că ai de luat o decizie, da? Sau alimente pe bază de pește, în special peștii scombroizi, adică din categoria scrumbiei, macroului, heringului, care de altfel sunt niște pești extraordinar de sănătoși, dar uneori, prin procesul de maturare, se generează aceste amine biogene. Vinul roșu poate să conțină amine biogene care, pe lângă alcool, iată că potențează prin histamina acestea modificarea de comportament. Chiar în Uniunea Europeană este reglementată cantitatea de histamină care, pe care poate să o conțină un vin roșu. Da. Deci nu este o joacă, este un lucru clar și clar stabilit, și pentru că s-au întâmplat multe lucruri, de-aia s-au reglementat. Nu? Iată conținutul de histamină în vinul roșu. Sunt apoi extrem de multe alimente din categoria junk food care pot da stări alterate de emotivitate, de gândire, de memorie, de stări de bine sau stări care ne impietează asupra hotărârilor sau reflexelor pe care trebuie să le avem când ești, de exemplu, la volan, nu? Vreau să diferențiem foarte bine cauza sau situația în care nu neapărat de junk food, dar de orice mâncare. Adică, domne, am mâncat foarte mult pentru cât pot eu și atunci m-am urcat la volan și din cauza cantității foarte mari s-a întâmplat să mă lenevesc și am avut o problemă, da. Sau nu, am mâncat o cantitate normală pentru mine, dar pentru că un aliment care mi-a creat o stare proastă, am avut o problemă la volan sau nu, am luat o decizie greșită într-un moment. Da, da, așa deci este. Nu ține neapărat de cantitate, ci de substanțele conținute de anumite elemente care este în organism. Așa este. Sigur că dacă am mâncat foarte mult și ne-am urcat la volan... Asta e aceeași, ne ia somnul bun, asta poți să pricep, da. Știți de ce ne ia somnul? Pentru că circulația sângelui este redirecționată de la creier la digestie, la abdomen, la intestine. Și atunci creierul, normal că suferă și nu mai este performant. Reflexele sunt încetinite, ideația este încetinită, deci totul, și te apucă somnul. Așa, da, e o stare de somnolență. Și dacă te apucă somnolența sau somnul la volan, nu e bine. Sigur. Sau în alte situații, sigur. Iată că, într-adevăr și cu certitudine, alimentele ne modifică și starea noastră de bine, de rău, ideația, modul de a gândi, memoria. Alimentele creează dependență, alimentele sunt droguri și iată este cunoscut cazul produselor de cofetărie, de patiserie, da? Dulciurilor în special. Zahărul este de dependență. Da, și nu numai acum, alimentele sunt create în așa fel încât cu adevărat dau dependență. Conțin, dacă vreți, elementele esențiale ale creierii de dependență, ca alimentul să devină un fel de drog. Deci conțin zahăr, cum a spus dumneavoastră, sau zaharuri, că pe lângă zaharoză mai este siropul de glucoză, fructoză, glucoza, dextroza, foarte multe, fructoza cristalizată și așa mai departe, care pur și simplu fac împreună cu grăsimile. Ați văzut foarte multe alimente din astea, de patiserie, de cofetărie, de chipsuri, snacks-uri, biscuiterie, tot ce vreți dumneavoastră, dacă vă uitați și aveți curiozitatea să citiți și eticheta nutrițională, o să vedeți că jumătate aproape sunt zahăr sau chiar mai mult de jumătate, dar 20-30% cel puțin au grăsime. Zahărul împreună cu grăsimea dau această dependență, plus că
mai adaugă uneori la alimente, se adaugă ceea ce discutam înainte, glutamat, inozinat, guanilat, și atunci chiar practic nu te mai poți opri, dorești să mănânci acel aliment. Sunt persoane care se trezesc noaptea și mănâncă aceste alimente și ajung obeze. Obezitatea înseamnă disfuncție gravă hormonală și de aici din nou tulburări de ideație, de stare de bine, de depresie, de... Iată modul cel mai direct cum alimentele ne influențează comportamentul, ca să spunem. Da. Și trebuie să conștientizăm lucrul acesta, pentru că se pot întâmpla lucruri grave. Da. Pentru a fi foarte riguroși, cred că ar trebui și dumneavoastră să le spuneți telespectatorilor, în afara faptului că de fiecare dată când ne întâlnim, citiți, stimați telespectatori, etichetele. Bun, etichetele însă, ele, după ce că sunt scrise și foarte mărunt, da, și asta ar trebui să ne pună pe gânduri, că oare de ce ar fi scris oamenii ăștia atât de mărunt încât să ne piară pofta sau să nu avem ochelari la noi, pe de o parte. Pe de altă parte, acolo, dacă citești o etichetă, o să ți se dea niște coduri sau o să ți se spună niște denumiri științifice care pentru omul de rând nu e pregătit, da, din acest punct de vedere să știe să decodifice toate chestiunile astea, e o păsărească. Și atunci ce e de făcut? E de făcut să te duci să cauți, nu? Eticheta aia, să vezi că acum avem posibilitatea să căutăm rapid, da? Și să vedem ce, care va să zică ce ne spun oamenii aia că ne dau să mâncăm, nu? Pe eticheta aia care s-a obligat să o scrie, nu? Da, așa este, aveți dreptate. Nu avem nicio scuză să nu citim eticheta. Păi nu, dar o citim, dar nu prea înțelegem. Păi cu atât mai mult. Da. Nu, înainte când mâncam un măr, era un măr, da? Da. Dar acum dacă mănânci ceva cu umplutură de măr, nu mai e măr. Deci are multe alte substanțe și atunci nu poți să-ți pui întrebarea sau nu mai poți să faci conexiunile acele ascunse de care vorbeam noi, nu? Că așa ceva n-am mâncat nici eu, nici moșii strămoșilor mei. Și nu trebuie să fiu curios să văd ce a intervenit, ce e aia care s-a băgat pe lângă mărul ăla care îl știu eu. Ce sunt acelea? Că dacă ești și nu ești curios, și asta este, dacă vreți, ca să spun așa, nedumerirea mea. De ce nu ești curios atunci când bagi un aliment în gură să vezi ce bagi, pentru ce mănânci? De am ce? Stat și m-am gândit, de fiecare dată spuneți asta și este sigur legitimă întrebarea dumneavoastră pe care, la care găsiți greu răspuns, pentru că am stat și m-am gândit foarte și am întrebat și eu pe cei cu care mă cunosc, uite-mă o întrebare, dar am pus fix așa problema ca și dumneavoastră. Bă, bem ceva, ne ducem la restaurant, bă, de ce nu suntem atenți? Sigur, unii mi-au spus, aia nu poți să fii, mă, atât de ipohondru sau atât de speriat de ce mănânci, astfel încât să ceri neapărat rețeta fripturii pe care ți-o așează unul la restaurant. Bun, ok, dar când te duci și ai de-a face cu etichetă, de ce nu citești? Pentru că mâncăm de 3 ori pe zi. Și atunci suntem obișnuiți să tot mâncăm orice până la urmă, nu prea mai contează, nu suntem. Dacă oamenii care sunt și foarte și atenți gustos, sunt priviți câteodată de cei din jur de niște unii, bă, ce naiba, ce, chiar fițoși, așa, ca să folosesc un termen care nu prea îmi place, vă rog. Da, nu, cred nu, că de aici. Nu, da, da, sigur, sunt... Poate. Nu, ca în orice viciu, că și asta este un viciu. Să mănânci ceea ce este foarte gustos și, dacă se poate, și foarte ieftin. Este clar că dacă este și foarte ieftin, nu poate fi de calitate. Sigur, așa cum spuneam, ca în cazul oricărui dependent de ceva, hai să dăm exemplu dependentului de fumat, da? Orice argument îi aduce, el are un contraargument. Așa și la aliment. Orice argument îi aduce are alt contraargument, printre care, păi ești prea fițos, păi am timp, păi n-am înțeles, păi ce să mai mănânc? Da, dar când s-a îmbolnăvit, nu și-aduce aminte, iară nu face conexiunea care pentru el este ascunsă între ce a mâncat și de ce s-a îmbolnăvit de cancer, de exemplu. Că astăzi în România este o explozie de cancere, în general la persoane tinere, deci nu la persoane în vârstă. Și da, nu-și pun întrebarea, atunci cum e? Hai mă că sunt prea exagerat că n-am citit eticheta. Iată, dacă n-ai citit eticheta, ce se întâmplă? Da, pe de o parte, pe de altă parte, vorba dumneavoastră, și noi ce să mai mâncăm? Asta nu înseamnă că trebuie să ne informăm, dar nici să cădem în patima aceea a încercării a tot felul de diete. Nu. Oameni care spun, domnule, eu nu mai mănânc nimic care ar putea purta nume. Am întâlnit oameni dintre ăștia și atunci, adică nu mănânc, nu știu, iată, cărnuri, nu mănânc ou
sau că din care ar putea ieși o pasăre care ți-i dășină, tot felul de chestiuni, adică se duce într-o extremă, care după părerea mea și extremele astea sunt generate de niște nișe comerciale. Nu? Că la un moment dat au apărut, vedem noi în comerț și pentru oamenii ăștia, tot felul de tipuri de rețete în care să nu conțină nu știu ce și nu știu ce. Adică nici asta nu e în regulă. Nu este în regulă. Bun, alții spun, domnule, stați puțin, toată viața mea am mâncat niște mezeluri și acum nu e trendy să mai mănânc mezeluri pentru toată lumea. Nu, domnule, mezelurile sunt ne îmbolnăvim de nu știu ce boli și de cancer. Nici asta nu e adevărat, pentru că mezeluri bine făcute și mâncate cu moderație, sigur că nu trebuie excluse din alimentația diversificată și echilibrată. Și tot așa, exact ce spune dumneavoastră, domnule, stați puțin, media asta trebuie să o urmărim, da? Nu mediocritatea neapărat în sensul peiorativ al cuvântului, cea mediocritatea nu care va să zică, dacă ești mediocru, nu înseamnă că ești prost. Absolut. Și asta trebuie să lămurim. E un personaj mediocru. Mediocru înseamnă mediu. E mediu, nu știu, joacă fotbal bine sau nu, dar este mediu la limba română sau invers. Asta nu înseamnă că e analfabet. Sigur. Da? Și așa mai departe. Acum, în legătură cu, v-aș mai întreba dacă dietele despre care se vorbește în ultima vreme și vedem pe anumite și pe media virtuală și în media cealaltă, tot felul de diete. Unele sunt celebre, cu poartă nume și așa mai departe, pentru slăbit, pentru invers, pentru acumulare de nu știu ce și așa mai departe. Ce părere aveți despre diete în general? Cea mai proastă părere. Cea mai proastă părere și într-adevăr pentru conceptul de diete. Omul de când e lăsat în natură, da? De când este el ca specie, n-a ținut niciodată nicio dietă. Și iată că a supraviețuit, da? Atâta mar de timp. Omul, așa cum spune și numele, este omnivor. El trebuie să aibă o dietă foarte diversificată, cât mai multe alimente și dacă se poate într-o stare cât mai apropiată de cea naturală, trebuie să compună dieta lui, dacă vreți, iar dietă vine din cuvântul grec antic, care nu înseamnă regim alimentar, ci înseamnă stil de viață, care include și alimentația, da? Deci nu dietă în accepțiunea asta, să zicem, modernă, care înseamnă un fel de regim alimentar. Deci omul n-a ținut niciun fel de regim alimentar când a fost vânător, culegător și nici în paleolitic, nici în neolitic, nici în nicio perioadă. Acum, în ultimii 50-100 de ani, în ultima vreme, sigur, datorită exploziei, da, supraponderalității și obezității, s-a dezvoltat și o industrie. Și ca oricare industrie este un marketing care oferă niște iluzii cu aceste diete. Dietele sunt dăunătoare, oricare ar fi ele. De ce sunt dăunătoare? Pentru că ele intervin în diversitate componentelor pe care noi trebuie să le mâncăm, adică ne restrânge, dacă vreți, numărul alimentelor care ar trebui să fie foarte multe. Deci de-aia spunem că dieta trebuie să fie diversificată. Și să vă dau un exemplu. Studiile de paleoalimentație au arătat că omul din paleolitic, deci omul când era vânător, culegător, avea în dieta lui peste 300 de plante și animale pe care le vâna și le culegea din natură. Păi noi astăzi, dacă ne uităm, avem o dietă foarte monotonă, foarte restrânsă, care provine din câteva materii prime. Grâu, soia, porumb. Bun, aici ține și de cultura gastronomică, printre altele, dacă vreți. Da. Și de bun simț, așa, până la urmă. Da? Și echilibrată. De ce? Pentru că alimentele erau la început puțin preparate termic, dar echilibrată în sensul că toată această diversitate de alimente reușea să ne aducă toți nutrienții de care avem nevoie pentru a preveni boala și a rămâne sănătos. De ce nu înțelegem legătura aceasta directă dintre ceea ce mâncăm și sănătatea noastră? Fizică și mentală. Deci asta trebuie să înțelegem, că alimentul ne afectează și mental, psihicul și fizicul. De aceea bolile întotdeauna sunt psihosomatice. Așa. Revenind, aceste diete ne dau o iluzie. Slăbim, să zicem, 5 kg în 2 săptămâni sau în prima săptămână, din care 3-4 sunt apă, că le eliminăm, da? Da. Așa. Dar după aia ne îngreșăm mâncând la fel sau chiar mai puțin,
Nu 5 kg, 10 kg. Apare efectul yo-yo. Efectul yo-yo este întotdeauna însoțit de variații mari ale glicemiei, care epuizează funcția pancreasului. Insulina este cea care pompează grăsime. Insulina face din zahăr grăsime și ne trezim obezi. Că nu poți să ții dietele acestea o viață. Toate aceste diete nu sunt diete de drum lung ca să țină o viață. Nu poți să le ții. Și atunci ele fac mult mai mult rău decât bine. Și întotdeauna cei care țin dietă, pentru cei care țin dietă, dieta este un indicator clar că vor sfârși prin a fi supraponderal și obezi și bolnavi. Bolnavi de diabet, de cancer, bolnavi de boli din acestea autoimune și alergii alimentare. Pe unii dintre oameni se și vede faptul că o dietă a avut efecte uneori, cum să spun, catastrofale. Așa este. Marea cântăreață, vorbeam în pauză, da, despre Celine Dion, arată înfiorător, nu-mi dau seama de ce, n-am apucat să citesc, am văzut niște imagini cu femeia cât era ea de frumoasă și așa, și a ajuns, nu știu, o fi vrut să slăbească, nu-mi dau seama de ce s-a ajuns în situația, poate undeva s-a greșit, poate o fi, dacă ar fi fost bolnav, poate că s-ar fi știut, nu știu, nu-mi dau seama, dar am văzut oameni care intră într-un fel de spirală dintre asta, iau o dietă, scapă lucrurile de sub control sau fac o dietă, nici nu știu cum e foarte corect, și devin niște candavre ambulante, au scăpat cu totul hățurile, da? Și nimeni nu-i mai poate convinge să ajungă într-o stare normală fizică, da? Ceea ce spuneți dumneavoastră... Devin, da, nu știu, bolnav pur și simplu invers, da? Da, ceea ce spuneți dumneavoastră este anorexia nervoasă. Și sunt, într-adevăr, din păcate, fete care, țintind modelul acela scheletic al top modelelor, care prezintă, nu, moda aia... Moda asta care, skinny, așa, da, așa se cheamă, da, de, cred. Skinny, cum vreți dumneavoastră, tot de la schelet vine, da? La slăbătură, da. Da, aceste fete, sau cei care suferă de anorexia nervoasă, prognosticul lor de vindecare este atât de restrâns ca și în cazul cancerului. Adică este un drum practic fără întoarcere. Și exact cum a spus noastră, se instalează o barieră psihică care nu le mai permite să mănânce. Pur și simplu vor să mănânce, dar nu mai pot să mănânce. Da. Exact cum este la polul opus, iată mediocrita sau urea, da? Calea de mijloc este calea de aur, da? Sunt cei supraponderali și obezi. Și aici este obezitate nervoasă. Persoane care, cum v-am spus, se trezesc noaptea, se duc la frigider și mănâncă. Și persoane care mănâncă nervos, tot timpul. Ronțe, în mașină, la televizor, la tot ce vreți dumneavoastră. Stă în jos, în picioare, în picioare pe unde, dar am văzut oameni de tipul da. Acesta. E, asta iar este o boală care se cheamă bulimie nervoasă. Da? Da. Ei, iată că avem cele două extreme, anorexie nervoasă și bulimie. Dar ambele duc la... mai degrabă sau mai târziu, la o moarte precoce. Da. Și la o moarte însoțită de o calitate foarte scăzută a vieții și de bolile acestea care și ele scad dramatic calitatea vieții. Vedem în media tot felul de antreprenori care produc, de exemplu, nu știu, produse tradiționale, așa, grosomodo luat acest concept. Foarte bine, e dincolo de afacerea care trebuie încurajată ca orice altă afacere cinstită de către societatea românească. Lucrurile și aici trebuie nuanțate, după părerea mea. Adică, și reglementate. Și reglementate, sigur, cei care au la suprafață această afacere funcționează în baza unor reglementări. Avem aceste reglementări de rit european. Pe de altă parte, există și am observat în piață când mă duc, da? Oameni care sunt indignați că anumite instituții verifică unii dintre producătorii care nu sunt agrementați, nu sunt verificați prin, sau nu s-a verificat de la început, nu au fost omologată practica afacerea lor. Și ați început să vă luați
o să vedeți în piețele noastre, de amărâți ăștia care câștigă și ei un ban cinstit. Sigur, aici adevărul e pe la mijloc, că dacă faci exces de zel pe zona asta, sigur poate fi interpretat așa. Pe de altă parte, niște vânzători care, pe care îi găsim prin piețele noastre, trebuie să-i verificăm și pe ăia. Da? Poți să devii un producător de niște lucruri în casă, da, și să devii și vânzător și să n-ai niciun control și să introduci, de pildă, în mezeluri, ca să luăm un exemplu, tot felul de substanțe fără niciun fel de control. Da. Și asta e un pericol, da? Este un mare oamenii pericol. Ăștia n-au etichetă, n-ai cum să îi verifici în niciun fel, da? De exemplu, mai sunt și alte situații, producătorii de băuturi alcoolice și așa mai zis. Da. Omul spune, domne, iau de la gospodar. Băi, bun, dar și gospodarul ăla, poate la un moment dat, nefiind verificat sub nicio formă, introduce acolo substanțe pe care tu tocmai vrei să le eviți cumpărând dintr-un loc cum ar fi marketul, unde există măcar niște etichete. Da. Da. Și așa mai departe, lucrurile sunt destul de complexe și pe zona asta. Începem cu mezelurile, domnule profesor. Și cum spuneam în partea întâi emisiunii, domnule, e un trend acum să înjurăm mezelurile, să spunem că nu trebuie să le mâncăm, că dau tot felul de boli. E, media despre care vorbim e undeva. Mezelurile verificate și nu, mâncate, consumate în cantități decente, nu pot să ne îmbolnăvească. Sau nu ne îmbolnăvesc în general. Vă rog. Așa este, cum spuneți dumneavoastră, dar sigur lucrurile sunt nuanțate și aici. Dacă pornim de la premisa că vrem mezeluri ieftine, să nu ne așteptăm la o calitate nemaipomenită, că nu poți să faci un produs alimentar ieftin și de calitate. Dar dacă mergem spre gama superioară, acceptăm faptul că acele produse sunt mai scumpe, dar că ele conțin cu adevărat carne și că procesarea este una mai menajantă, că nu conțin atâția aditivi cum conțin cele care sunt ieftine, nu? Deci dacă acceptăm faptul acesta și dacă acceptăm și faptul că în loc să mănânc un kilogram de mezel, mănânc 50 de grame, dar de bună calitate, de cea mai bună calitate, sigur atunci lucrurile sunt în ordine. Dar dacă noi nu acceptăm lucrul ăsta și vrem să luăm mult și ieftin, cu adevărat există riscul pe care dumneavoastră l-ați arătat, să luăm produse de proastă calitate, produse care, dacă sunt consumate zilnic, și asta se întâmplă, de foarte multe ori produsele acestea ieftine și de calitate inferioară, care conțin puțină carne, carne de calitate inferioară, de multe ori acel MDM, carne dezosată mecanic, de pe carcase, care practic conțin și oase măcinate și care au un exces de fosfor și care dezechilibrează balanța calciu-fosfor, dacă e să intrăm... Și care MDM-ul s-a folosit și probabil să mai folosește în foarte multe combinații de sau care au amidon. Și în felul acesta, uite, cumperi o șuncă care are jumătate amidon și ești diabetic. Tu nu mai pui la socoteală că dintr-o 100 de grame de acea șuncă, 50 de grame sunt zaharuri și că ar trebui să mănânci cu o felie mai puțin de pâine, da? Dacă ai mâncat o felie de șuncă din aceasta, jumătate amidon, dar care este ieftină. Deci, iată, aceasta este dilema omului și care trebuie acceptată. Fie vrei un mezel, să zicem, generic de calitate, dar mai scump, și mănânci nu dimineața la prânz și seara, de luni până duminică, și iei un produs de calitate, nu vei consuma mai mulți bani, nu te vei îngreșa și nu te vei îmbolnăvi. Și nu vei fi pus în situația să plătești doctor, medicamente și plus starea de sănătate și calitatea vieții pe care o pierzi. Deci, iată, este o filozofie atât de simplă, dar trebuie să o accepți, trebuie să o conștientizezi. În momentul în care tu faci chestia asta și foarte mulți fac lucrul acesta, o să vedeți că de pe piață vor dispărea produsele de proastă calitate și foarte ieftine. Că producătorul nu are interes să facă un produs care nu e cumpărat. Dar asta înseamnă cerere și ofertă. Asta înseamnă un consumator educat. Un consumator care conștientizează încă o dată legătura dintre ceea ce mănâncă și sănătatea lui. Și dintre faptul că mai bine mănâncă mai puțin și de calitate adevărată ca să-ți păstreze sănătatea decât mult și prost. Bun. În cazul în care ești un cumpărător de, haide să spunem de mezeluri, să continuăm pe linia asta, de mezeluri vrac, de la Galantar, de foarte puține ori, cred că ați observat și dumneavoastră, cetățeanul care cere 200 de grame de ceva, de produs dintre ăsta, nu cere și eticheta produsului.
și nici nu se grăbește nimeni să-i dea vânzătorul. Este obligatoriu. Dar e... el nu cere cetățeanul nu-i odă vânzătorul. Deci, și gata, s-a ce terminat. Ce discutam mai înainte, da? Este indiferent de ceea ce bagă în gură. Și apoi se miră de ce s-a îmbolnăvit el și copiii lui și nepoții și mai cine or fi. Asta înseamnă desconsiderarea chiar a lui însuși prin a băga gunoi în gură, că asta se cheamă junk food, aliment gunoi. Da, oricum, ați văzut că acolo în galantare scrie prețul, dar nu o să vedeți nimic. Este obligatoriu. Dar trebuie să existe o etichetă și asta trebuie să știe toți românii. Trebuie să existe o etichetă pe galantar. Dacă nu e acolo, trebuie cerut. Trebuie cerută, dar este obligatoriu să fie acolo. Comerciantul e obligat să ți-o arate. Legea îl obligă. Da, îl obligă. Important acest amănunt. Sigur că unii dintre noi care privim acum la televizor, care ne priviți la televizor, unii dintre dumneavoastră spun așa, domnule, iau de atâta vreme acest produs și sigur el îl cunosc și asta e important, să știi trasabilitatea, sigur, de unde vine. Că acum, dacă, cum spuneam, mâncărurile, produsele tradiționale, și aici sunt lucruri care trebuie verificate, cât de tradițional ar fi el, da? Mergi în vacanță și găsești, nu știu pe ce, o rută dintre asta turistică, producători, că sunt de miere, de albine și de derivate, că sunt de cărnuri și așa mai departe. Ei, și acolo trebuie să fim foarte atenți. Dacă absolut. Ar putea să ne fure peisajul și să fim și mai deschiși în concediu și să fim atenți. Că după aia, cine știe ce mâncăm, ne enervăm și conducem prost. Da. Vă rog. Așa este. Chiar aveți dreptate. Trebuie să fim atenți întotdeauna când este vorba de aliment, de ceea ce introducem în gură și ceea ce introducem în gură, repet, este în strânsă legătură cu sănătatea noastră psihică și fizică. Așa. Iar am văzut eu multe alimente tradiționale și mă întrebam, oare bunica mea a băgat carboximetilceluloză în gem sau au băgat cumva zahăr pectinat sau cumva acid citric sau dacă au băgat acid benzoic sau acid sorbic. Niciodată n-au băgat. Da. Deci un produs tradițional trebuie să respecte atât tehnologia de fabricație cât și compoziția inițială a produsului, atunci când a fost el fabricat. De acord cu dumneavoastră. Ori astăzi, știți, pur și simplu sunt reclame mincinoase. Produs tradițional și te uiți acolo, dacă ai curiozitatea, încă o dată, cum v-am spus, să ai surpriza că pe lângă ceea ce știai tu că trebuie să fie într-o dulceață sau într-o gem, găsești o pleiadă de chimicale. Cum este tradițional? Nu este tradițional. Este o păcăleală, este o minciună. Te poți îmbolnăvi mai repede și mai grav decât dacă ai mânca un produs tradițional, chiar și cu mult zahăr. Mai departe, o să constatăm la poarta românilor din mediul rural, cu deosebire, dar și pe la marginea orașelor, produse expuse spre vânzare. Că sunt vorbea de produse obținute din carne, că sunt legume și fructe, de pildă la legume. Îmi spunea cineva și aici poate îmi confirmați, domnule, e aproape câteodată mai periculos să cumperi de pe marginea șoselei, de la producători, adică omul se vede care în spate o grădină, poate că obține roșii acolo ca să luăm, dar au ajuns chimicalele și la oamenii aceștia, persoane fizice, da, care produc roșii și care și ei sunt interesați să vină cu trufandale, cu înainte de termen, cu roșii, cu afte, și atunci se pun chimicale chiar și oameni, numai că e și mai periculos, aici nu există niciun fel de control. Da. Adică dacă în supermarket măcar avem o trasabilitate, da, cunoscută oarecum și vedem și ne anunță ea, domnule, roșia de cutare a fost, a primit următorul tratament sau are următoarele cutare. La cetățeanul de acolo lucrurile sunt scăpate de sub control. Sigur că acum niște oameni dintre ăștia m-ar putea înjura și mi-a spune, bă, stai puțin acum, de unde să mai cumpărăm dacă nici de la oamenii aia care sunt mai sărăcuși și nu-și permit. Unii își permit. Da. Și ne otrăvesc mai rău decât atât. Cred că trebuie să fim atenți și la aspectul ăsta. Aveți dreptate, așa este. Pentru că, vedeți, ochiul este banul... Banul este invers. Ochiul. Da. Și atunci oamenii sunt tentați, sigur, să fie în trend, dar să dea aspectul de aliment tradițional, de aliment de casă, de aliment care nu a fost obținut cu aditive alimentare sau prin tratamente cu pesticide, și cumpărătorii sunt creduli. Deci, iată că tot cel mai important factor este cumpărătorul.
Nu trebuie să fii credul și naiv. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, n-are bani pentru roșii. Dar el nu face 10 kg. Cei care fac o cantitate suficient de mare ca să folosească pesticide. Dar dacă nu are un personal sau un specialist în aplicarea pesticidelor, poate să fie mult mai grav faptul acesta, pesticidele acelea putând fi în cantități mai mari decât într-o fermă unde lucrurile sunt bine controlate. Dar mai mult decât atât, de multe ori, dacă vorbim de legume, nu se respectă acea perioadă în care, perioada de așteptare în care legumele respective, spre exemplu castraveții sau roșiile, castraveții, să luăm exemplu, dacă i-ai stropit acum, n-ai voie să-i scoți la vânzare decât peste 2-3 săptămâni, ca să dispar. Ori astăzi îi stropesc, mâine vii vând dumneavoastră. Îi și vedem unii dintre castraveții aceia care urme așa ca de var, puși în diferite rădițe. Altcineva îmi spunea că există o substanță care se pune în floarea roșii, dar se pune cu pipeta și se pune o anumită cantitate, o picătură, două. Sunt oameni care, bun, hai să grăbim creșterea, punem 5 picături. Lucrul ăsta ar putea să ne dăuneze. Iată că, încă o dată, nu trebuie să fim naivi și creduli. Dacă nu pot să controlez, cum a spus și dumneavoastră, trasabilitatea alimentului, să știu ce a folosit, că e vorba de salam, de șuncă, de morcov, de ceapă, de roșie, mai bine mă abțin. Da. Dacă știu că l-a făcut mama în grădina ei și știu ce a făcut mama, e altă treabă. Dar așa că iau de la unul care zice că... Și poate să fie chiar din import. Și el zice că l-a obținut în grădina lui. Deci sunt atât de multe tertipuri și oamenii nu au... Ce să mai zic? Hai să zic așa ca bătrânii. Nu au frica lui Dumnezeu. Pentru bani fac orice. Bun, dar... Și dacă mai sunt și necontrolați... Asta este. Dacă nu reușim să controlăm, trebuie să fim atenți. Nu fac o pledoarie pentru a cumpăra din magazinele mari nici și vorba. Din nu știu ce rețele. Nu, asta este treaba mea aici. Treaba mea este să spunem toate chestiunile care pot conduce la o alimentație uneori chiar otrăvitoare. Așa este. Asta este termenul, da? Și la aceasta poate contribui și un mare concern care produce alimente și care sigur introduce în produsele lor, acele concerne introduc în produsele lor niște substanțe care ne dăunează sănătății. Asta este un adevăr care s-a demonstrat deja, dar pot și niște oameni, unii dintre ei inconștienți, da? Da. Cu care te pot otrăvi pentru că n-au controlul asupra chimicalelor pe care le folosesc. Și apoi, vedeți, mai e o chestiune. Chiar dacă acel om este onest, produsul lui este mai scump. Dar cine mai îl crede pe el că e produs bio, dacă nu e certificat bio, sau că n-a folosit îngrășăminte? Vedeți, și aici, acum e atâta de mare incertitudinea și confuzia că nu mai știi cine e serios, cine e onest, cine este, cum să spun, nemincinos, nu? Că nu mai știi. Chiar dacă îți spune omul, da, domnule, uite, am crescut în grădină roșia asta și asta este soi din ăla vechi și este îngrășat cu îngrășământ natural, îl mai crezi? Cam greu. Vedeți? Da. Și dacă și produsul e mai scump, iar nici nu te uiți. Da, deci iată cât de greu este astăzi în acest haos, dacă vreți, până la urmă, toți fac alimente, că știți ce e cel mai ușor să faci mâncare. Dar responsabilitatea facerii mâncării este mai mare decât orice altă responsabilitate, după mine, vis-a-vis de sănătatea omului și a societății. Chestiunea cu responsabilitatea o să mai discutăm și cu altă ocazie. Tot ce am vrut să scot pe parcursul acestei părți a emisiunii noastre este să fim atenți că există din două direcții pericoluri. Sigur. Și din partea unor oameni care fie din neștiință, fie din ticăloșie, care ar putea să fie și deștea, ne otrăvesc, deși par niște producători onești. Conești și care sunt mici, adică nu fac industrie alimentară, produc, nu știu câte zeci de kilograme de ceva, de legume sau de produse și așa mai departe. Nu există etichetă, se merge pe încredere. Sau marile, mari producători și așa mai departe. Undeva
trebuie să existe ce? Păi trebuie să existe această cultură. Încă o dată ne întoarcem până plictisim pe toată lumea, dar e bine să le spune. Măi, atenție mare, gândește, pune-ți întrebări, citește când mergi să-ți cumperi alimente. Unu, doi, uite, ia mai prepară și singur din ingrediente, din produse pe care le poți verifica mai bine. Știi măcar ce ai făcut acolo. Fă-ți singur, nu știu, uite, de Crăciun, cârnații, nu? Sigur, în mod tradițional. Nu vreau să-i critic pe oamenii care produc cârnați, dar cel mai sigur e ăla pe care l-ai făcut tu. Nu? Da. Că și măcar știi ce ai făcut acolo. Și de aici toate lucrurile astea care mai țin și de plăcerea. Unii dintre oameni nu sunt mari bucătari, dar măcar au niște minime cunoștințe de bucătărie. E bine să le pună în aplicare. Da. Și sigur, sunt atâtea emisiune acum cu mod de pregătire, dar trebuie să știi câteva lucruri. De exemplu, prăjirea în grăsimi care nu rezistă la 180 de grade, practic n-ar trebui folosită. Este interzisă, da? Deci trebuie să gătești niște minime cunoștințe, trebuie să le ai, dar pe care le poți avea oricând. Sunt atât de accesibile în mediile de astăzi, pe internet, tot felul de rețete, la televizor, tot felul de emisiuni. Urmărește emisiunile unde îți arată cum se prepară sănătos o mâncare. Și o să vedeți întotdeauna că prepararea unui aliment sănătos este foarte simplă. Nu e foarte complicat. Nu sunt zeci de mii de ingrediente. Nu este bucătăria moleculară, care s-a dovedit o mare prostie până la urmă. Da, o să discutăm și despre asta ca să vedem ce a fost conceptul ăsta și ce s-a ales de el. Da. Cu ceva vreme în urmă să discuta asidu despre toate chestiunea asta și sigur, iată, acum a căzut, dacă nu cumva în desuite, măcar nu mai vorbește cel puțin nimeni despre el. Domnule profesor Gheorghe Mencinicovski, vă mulțumesc foarte mult că ați fost din nou alături de noi. Sper că telespectatorii noștri au avut câteva semnale de alarmă de care să țină cont în viața de zi cu zi, mai ales atunci când e vorba despre propria alimentație. Ne oprim aici, dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea Pe șleau. Ne revedem curând, la revedere!